Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal Parfumat, unde povestim și astăzi despre parfumuri, bineînțeles. Am avut ocazia să testez parfumuri de pe bazmori.ro, mi-am ales și două parfumuri full size, am făcut și un top 3 parfumuri de pe bazmori.ro, vreau să testez și mai multe, așa că probabil că voi merge în curând la showroom și cu siguranță o să vă povestesc și vouă, dar haide să vă spun despre parfumurile de pe Bazmori. Sunt aici parfumuri franțuzești, parfumuri Aurora Scent. Am văzut că pe site se găsesc și parfumuri arabești, de aceea vă spun asta. Și găsiți mostre să testați. Vă recomand să testați, să nu cumpărați blind, pentru că aveți această ocazie. Nu cumpărați blind, cum fac eu de obicei, eu nu sunt un exemplu, deci nu. Știți povestea, suntem diferiți, interpretăm diferit parfumurile și dacă aveți ocazia să testați, testați. Am aici o miniatură, găsiți aceste miniaturi pe Bazmori, este 25 de lei una, are 8 ml și aveți cum să vă faceți o idee, să vedeți dacă vreți o sticlă full size, să vă cumpărați mai multe, să aveți mai multe parfumuri diferite dacă vă doriți asta. Și am făcut un top 3 parfumuri, bineînțeles că un top în funcție de preferințele mele, pentru că aici sunt parfumuri din mai multe categorii, nu toate mi se potrivesc mie, dar sunt niște parfumuri frumoase și zic să trecem la testat parfumuri. Am adus aici lângă mine parfumurile în full size pentru că vreau să le admirați până le deschidem împreună, dar înainte haide să trecem să testăm aceste parfumuri împreună și vreau să vă spun că mi-am făcut o impresie foarte bună despre parfumurile de la Aurora Scent. Mă duc în zona de parfumuri de designer ca și aromă, calitate, intensitate, bineînțeles în funcție de fiecare parfum în parte, pentru că, de exemplu, parfumurile astea mai proaspete de vară nu au atâta susținere în general. Haideți să trecem la parfumuri și să începem cu acest minunat Illicit. Am aici o mostră de 2 ml, așa sunt mostrele. Și acesta este pentru iubitorii de parfumuri tropicale. Este un parfum cu flori și cocos, cu vanilie, este dulce, dar nu foarte dulce. Este un parfum tropical, perfect pentru vacanța de vară. Persistă bine, este intens, este plăcut, este elegant și are mai multe note. Are și flori, tuberoză, iasomie. Mi se pare că se simte mai bine iasomia. Cocosul are un iz cremos, este dulce, dar nu foarte dulce, deci dacă vă plac parfumurile tropicale, parfumurile elegante, florile albe, este un parfum dulce, dar un dulce de purtat vara, nu este prea dulce, este foarte frumos. Și acesta mi-a atras atenția, are o sticlă foarte frumoasă, o sticlă care seamănă cu parfumurile de la cu sticlele parfumurilor de la Marc Jacobs, doar că nu cred că are vreo legătură. Da, Illicit este parfumul acela tropical de vacanță cu cocos, cu flori albe, cu vanilie, cu ambră. Este un tropical sexy, așa, și foarte plăcut. Următorul parfum este acest Beyond Paradise. Nu știu dacă vedeți voi nuanța lui. Nu știu dacă o dau mai departe, este un verde crud așa, să știți că la nuanța aceasta mă duce cu gândul și mirosul parfumului și haideți să vă spun cum este în uscare. În uscare este un parfum fructat, proaspăt, un pic verde, mă duce cu gândul la parfumurile de la Marc Jacobs. Este unul într-o sticluță așa verde, verde crud. În deschidere avem ca și note fructul pasiunii, grapefruit, ananas, mandarină, căpșună, bujor, orhidee, iasomie, lăcrămioare, vanilie și fructe roșii. Aș putea să spun că mă duc mai mult în zona, îl simt mai mult verde, proaspăt. Miroase, cred că grapefruitul se simte foarte bine. Deci este citric, este
aromatic, aș putea să spun un pic. Un pic verde. Este verde crud, așa. Și se usucă fructat, proaspăt și tot așa cu un iz verde crud. Este clar un parfum proaspăt pentru perioada caldă, un parfum ușor. Dacă sunteți în căutarea unui parfum ceva mai verde, Beyond Paradise. Nu simt fructul pasiunii sau ananas, mai mult citrice, o combinație așa de fructe, probabil se simt lăcrămioare, că mi se pare și un pic așa apos. Nu este dulce, este proaspăt verde, acest Beyond Paradise. Trecem mai departe la acest parfum care se numește Delicate. Are o sticlă foarte interesantă și acesta are ca și note nalbă de mosc, pară, iris, trandafir, cedru și mosc. Ei bine, acest parfum seamănă foarte bine cu unul de designer din colecția mea. Este vorba despre Irresistible de la Givenchy. Seamănă foarte bine cu acela. Foarte bine, da, da, da. Deci, dacă vreți Givenchy la un preț mai mic, chiar vă recomand să îl încercați pe Delicate. Pe acesta îl găsiți la 189 de lei de 100 de mililitri. Este un parfum frumos, feminin, cu trandafir, cu iris. Este un moscat foarte frumos, foarte feminin, foarte romantic, versatil și potrivit oricând parfumul acesta. Seamănă foarte bine cu Irresistible de la Givenchy, acest Delicate. Sticla este total diferită, dar da, seamănă foarte bine. Următorul parfum este acest Eclat de Lune Red. Este un parfum cu mult trandafir, un parfum elegant cu trandafir și avem ca și note bergamotă, pară, frezie, trandafir, mosc, ambră și patchouli. Vreau să vă spun că parfumul acesta are o sticlă care seamănă cu o sticlă de la Carolina Herrera. Carolina Herrera, cred că așa se numește și parfumul, doar că nu are nicio legătură cu acela, dar sticla seamănă. Și o să vă zic imediat cum s-a uscat el. Da, miroase a pară. Este un floral delicat, fructat, cu acea pară. Dar se simte foarte bine un trandafir, în deschidere mai ales. Da, are un miros de trandafir. Un trandafir din acela cu petale catifelate. Și apoi se usucă și devine un floral delicat, nu mai iese trandafirul în evidență. Fructat cu acea pară, este dulceag, dar nu foarte dulce. E foarte plăcut parfumul acesta, foarte plăcut. Are acel trandafir proaspăt, dar trandafirul acela roșu. Nu este un trandafir verde tânăr roz, este trandafirul acela roșu cu petale catifelate. Dar v-am zis, trandafirul este în deschidere, dispare și rămâne un miros delicat de flori și pară. Nu mi se pare că seamănă cu ceva, eu nu am testat ceva care să fie în zona asta, dar miroase tare, tare bine. Următorul parfum este acest Eleganța Intensa. Ce bine miroase! Acest parfum se duce în zona Black Opium. Este foarte frumos. Mi se pare mai proaspăt, mai feminin, aș putea să spun. Mai floral, dar este dulce. Este aroma aceea de cafea, vanilie. Are piper roz în deschidere, cedru, avem cafea, floare de portocalie, iasomie, vanilie și patchouli. Foarte bine miroase, foarte bine miroase. Mi se pare un Black Opium mai luminos, mai feminin, mai romantic, aș putea să spun. V-am zis că mă duc cu gândul la alte parfumuri, dar au și ceva al lor. Și ultimul parfum despre care povestim este acest Divine Paradise.
Divine Paradise este cel mai intens parfum dintre toate cele pe care le am eu aici. Și bineînțeles că este unul dintre preferatele mele. Miroase a iasomie, a vanilie, a ambră. Este un parfum cald, sexy, seducător, elegant. Mă duce cu gândul la o ieșire la restaurant seara, deci poate fi un parfum de seară, un parfum pentru o întâlnire. Vai, de bine miroase. Deci avem așa: neroli, măr verde, mandarină, iasomie, cocos, floare de portocal, vanilie, lemn de cașmir, cedru și ambră. Este foarte frumos parfumul acesta, este un parfum complex. Se simte și o ușoară atingere tropicală, dar este o iasomie bogată. Este un parfum dulce, intens, floral, elegant. E o iasomie foarte frumoasă. Este unul dintre preferatele mele și este pe locul 2 acesta. O să vă spun imediat de ce. Acum vorbim despre top 3, da? Păi, acest Divine Paradise este pe locul 2. A fost pe locul 1 până să primesc acea miniatură. Are un iz spicy. Este o iasomie spicy, este dulce, este un parfum elegant și sexy, minunat. Minunat este acest Divine Paradise. Haideți să vă arăt și sticla, pentru că am ajuns la favorite. Ok. Și sticla este una foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Așa arată. Așa arată această sticlă. Uitați-vă ce culoare are. Este foarte intens acest parfum și foarte frumos, foarte elegant. Potrivit pentru seară, potrivit pentru perioada rece. Parcă este un lichior. Este el mai licoros așa oricum. Ok, și pe locul întâi, pe locul întâi avem acest Sailor Gold. Dacă ați fost atenți, ați observat că nu se află printre aceste mostre. Asta pentru că atunci când am primit pachetul cu Divine Paradise, care era preferatul meu, am primit această miniatură de Sailor Gold. Acesta este Sailor Gold, care are o aromă deosebită și nu este la fel de dulce ca și Divine Paradise. Nu este la fel de elegant. Acesta mi se pare parfumul perfect de purtat vara, dar parfumul acela dulce pentru iubitorii de parfumuri dulci. Un parfum versatil pe care poți să-l porți oricând, dar îmi place foarte mult în această perioadă. Sticla aceasta este foarte frumoasă și este dulce, dar nu este foarte dulce. Este un parfum fructat și foarte aromat, așa, are o aromă care îmi place mult de tot. Ca și note avem coacăze, floare de portocal, mandarină, patchouli, trandafir, mosc alb și vanilie. Este un fructat citric, dulce, proaspăt, cu o aromă aparte. Nu știu să vă spun, uitați-vă cât de bine merge pulverizatorul. Împrăștie atât de bine încât uitați-vă. Foarte bun, foarte bun este. Foarte frumos parfumul acesta, îl port cu mare plăcere, îmi place foarte mult. Și vă spuneam că a intrat pe locul întâi. Asta pentru că suntem și în perioada asta ceva mai caldă și simt nevoia să port parfumuri ceva mai fructate, mai suculente. Și acesta este potrivit, este mult mai potrivit acum decât acest Divine Paradise, care este mai dulce, este dulce, dulce parfumul acesta. Și foarte frumos, foarte impunător, așa, foarte elegant și sexy, dar Sailor Gold
s-a potrivit perfect cu vibe-ul pe care l-am acum. Este parfumul pe care o să-l iau cu mine la mare, deși are o sticlă mare, grea, masivă. Foarte frumoase sunt sticlele. Și haideți să vorbim și despre parfumul pe care îl punem pe locul 3. Deci avem locul 2, Divine Paradise, care a fost pe locul 1 până l-am întâlnit pe Sailor Gold. Da, eu zic că ambele îmi plac foarte mult, doar că acesta s-a potrivit cu vibe-ul meu de acum și cu cheful meu de vacanță și de mare. Sailor Gold este mai citric, fructat, mai suculent, mai puțin dulce decât acesta, care are și o aromă florală puternică. Este o iasomie puternică aici. Ok, nu știu ce să trec pe locul 3. Pentru că îmi place foarte mult și Illicit. Îmi place foarte mult și nu e clar de lun. Delicate. Deci aceste patru parfumuri mi s-au potrivit cel mai bine. Delicate este parfumul care seamănă foarte bine cu Irresistible, iar eu am Irresistible în colecție. Illicit este parfumul care are note exotice. Este un parfum cu cocos, dar un cocos cremos și proaspăt totodată. Hai să-l alegem pe Illicit. Este foarte frumos. Illicit. Ei bine, acesta este top 3 parfumuri Aurora Scent din ce am testat eu, dar cu siguranță o să merg la showroom și o să mai testez și altele, așa că revin cu impresii ca de fiecare dată și dacă aveți nelămuriri, lăsați-mi în comentarii, dacă aveți întrebări, noi o să mai vorbim cu siguranță despre aceste parfumuri. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest clip, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să vă alăturați dacă doriți să susțineți acest canal. Mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez zilnic parfumurile pe care le port, impresii, poze frumoase, pentru că îmi place foarte mult să fac poze și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!